Bună dimineața! Hai că se aud ceva zgomote ciudate prin spatele meu. A venit un pisic, s-a ciuiat de câteva zile, un motan simpatic. I-am pus numele Sacâz, e foarte blând, dar îl mârâie ăștia ai mei. Se împrietenesc, e curând, cu Sacâz. Foarte simpatic este. Hai să dăm mâncare la pești. Ia uși. Ăștia doi sunt periculoși. Uite-l și pe Zora. Arhipilda, toată gașca e aici. Pițurcă în spatele meu, Bogdan e pe aici. E și Sacâz. Afară, tipul nu prea ține cu mine, picură încet. Sper să reușesc să gătesc astăzi. Vreau neapărat afară pentru că o să fac pește. O să fac o rețetă rapidă de saramură din păstrăv. Păstrăvul pentru mine este unul dintre cei mai gustoși pești. Parcă îmi place mai mult decât dorada, dar azi am ceva special. Haideți să vă arăt. Sunt doi păstrăvi. Cred că în film se văd cam mari, de aici sunt micuți. Uitați. 80 de lei kilogramul, mi se pare cam scump, și ăștia doi au fost 42. Au mai mult de 500 de grame. Zice că sunt păstrăvi și cred că-s de aia de râu. Europăstrăv. Păstrăv din Călimani. Bio, eco. Sper să fie gustoși. O să fac o saramură la tigaie, o saramură rapidă, numai prin grătarul, pentru că de multe ori ești în casă, n-ai grătar, e o rețetă mult mai simplă, am mai și ceva roșii, ardei de două feluri, ăla e mai scofârcit, dar e perfect pentru saramură, am un ardei iute, puțin lămâie, usturoi, ulei de măsline, verdeață, ingredientele perfecte. Poftă de muncă am, de treabă, e și puțin foame, abia aștept să mănânc o saramură de păstrăv de ăsta bio. Totuși mi se pare mult, 80 de lei kilogramul. Dacă o fi de râu, nu e mult. Vedem cum se la gust. Unde-i mă ăla? Uite-l aici. Uite-l pe Sacâz. E blând el, dar nu-l acceptă ăștia-i mei. Hai să ne apucăm de treabă. Uita și motanul Sacâz. Seamănă puțin cu Axipilda. Sacâz! Ăștia-i mei l-au încolțit, dar pe el nu prea îl interesează. Sacâz! Motanul! Am aici doi motani feroce. Prea multe de pregătit nu am, decât ardeiul pe care o să o tai, uite așa. Dacă făceam la grătar, îl puneam întreg, îl coceam, îl curățam și după aia intra în saramura. Hai, încă o dată. Ce culoare frumoasă! Asta e toată pregăteala. O tigaie pe foc. Puțin ulei de măsline. Și o dată prăjim ardeiul. La foc mare. Ardeiul este gata. Scoatem aici. Să
roșiile și adăugite. Poate sare rană în apă, ia, își ia vânt. Gata, astea roșiile. Merg și ele aici. Acum aduc o altă tigaie și prăjim peștele. Vedeți, picură puțin. Se joacă ăștia în spatele meu. Am un doi frățiori, vin pe la spatele lui Marcel. Se vede capul acolo. Și ăștia stau la coada lui. Da, punem sare. Uite așa. Lăsăm să se încingă sarea, că de-aia zice saramură. Sarea s-a încins. Și băgăm frumușei ăștia aici. Îi prăjim pe pat de sare. Scuze. Ăsta s-a obișnuit aici, gata. Hai să-l întoarcem. Uite așa. Perfect, în felul ăsta nu se lipește. Hai ce bine arată. Peștele s-a prăjit. Îl iau și scot așa pe un grătar, pentru că sarea trebuie curățată, trebuie dată jos. Hai să vă arăt cât de bine s-a făcut. S-a murdat aragazul. Uite. Acum îl curățăm de sare. Bine, bine, bine. Dacă rămâne puțină, e perfect. Nu mai punem în saramură. Uite ce fain s-a făcut. Îl întorc și îl curăț și pe partea cealaltă. Peștele curățat de sare. Acum intră aici, lângă legume. Și ceva roșii tocate. S-a sunt sos fain. Aprinde focul. Apă. Cam atât. Toc acum și ceva tulpini de verdeață, bag aici. Câteva felii de lămâie. Ce bine arată.
După 10 minute eu am întors peștele. Să se fiarbă fain și pe cealaltă parte. Cât de bine arată saramura mea. Se gustă de sare. Este perfectă. Nu mai trebuie sare deloc. Iar lămâia a dat un gust extraordinar. Se poate pune și oțet. Puțin oțet spre sfârșit. Cu 5 minute înainte să fie gata saramura, pun și usturoi, tot cam mărunt, vreo 4 căței. Oh, ce gust fain, să dea. Mai lăsăm așa 5 minute. Punem verdeața și e gata saramura. Saramura este gata. Opresc socul. Cât de bine arată. Pun verdeață. Și este gata. Minunăție. Gata. Saramura mea. Se păstră. Totul a durat foarte puțin. Se face foarte ușor. Puțin ulei de măsline aici. Și cam atât. Nu mai pun într-o altă farfurie. Arată bine și așa. Ia să vedem zeama. Culoarea este perfectă. Extraordinar. Carne. Uitați carne de păstră. Și nu are nicio oase. Foarte, foarte puține. Dacă ții să-l mănânci, nu dai de niciun os. Vai de mine. N-am o poziție prea confortabilă, dar... Pisicii m-au înconjurat. Sunt de acord cu mine că a ieșit foarte bun. Ha, o carne atât de fină, de gustoasă, m-am spus, păstrăul pentru mine este mai bun decât dorada. Iar ăsta, într-adevăr, cred că a fost pescuit sau crescut, pleacă-mă de ce, trag una în bărbă imediat. Crescut în ceva, undeva la munte, într-un loc cât de cât natural. Foarte, foarte gustos este. Vă recomand să faceți această rețetă. Sigur v-a plăcut. Arată într-un mare fel. Eu vă mulțumesc, vă spun poftă bună. Nu uitați, ținem legătura. Legătura era aici. La revedere!